Vești bune pentru milioane de părinți. Valoarea tichetului de creșă a crescut începând din această lună, potrivit unui ordin publicat în monitorul oficial. Ordinul numărul 2654 per 2023 stabilește că începând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 620 de lei. Anterior acestei modificări, valoarea sumei lunare pentru etichetele de creșă era de 600 de lei. Valoarea nominală de 620 de lei se aplică și pentru primele două luni ale semestrului întâi al anului 2024, respectiv februarie și martie 2020. Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Acestea pot fi folosite numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul, indiferent că sunt instituții de stat sau private, inclusiv pentru plata bonelor care lucrează cu forme legale și care au un contract încheiat cu emitentul de tichete de creșă. Tichetele sunt acordate părinților care nu beneficiază de concediu sau indemnizație acordate pentru creșterea copilului. Unul dintre părinți trebuie să depună o cerere pentru a beneficia de acești bani. Odată obținut, poate fi folosit doar pentru plata taxelor la creșa unde este înscris micuțul, relatează calculator venituri.ro